Bună seara, prieteni, bună seara. Nu știu cum să vă zic. Uite, este și câmpeană aici. Vino câmpeană mea aproape. Aici Nu, tu să fac cu tine aproape? nu, aici să povestim, să spunem la prietenii noștri. Oricum mă doare capul, sunt așa Sărăcu, puțin obosit. e terminat. Am stat aseară pe TikTok foarte mult, până la 3 dimineața, în fine. Și stau în pat, că nu am baterie, am vorbit mult la telefon. Și stau aici lângă priză că încarc telefonul. Prieteni, îmi cer scuze. V-am promis că pun filmarea acolo unde am găsit-o pe Lumina. Dar îmi cer scuze. Nu pot să pun filmarea aia, nu mă lasă câmpeana și mi-e și rușine să pun. Este așa, nu știu, plângeam ca un copil mic și eu și câmpeana, eram disperați de viață, stresați atunci. Obosiți atunci în dimineața aia, cât timp am vorbit cu ea, alea 6 ore și nu pot să pun. E foarte Credeți-mă, dureros, e e foarte foarte mult. dureros să Ne pun, vede o țară întreagă și nu vede pot. toată lumea o țară întreagă. Am zis că nu știu, vedem mai târziu, vă pun doar o parte cum am plecat pe drum și cum eram bucuroși Vă aduc și mă acasă. că o aduc acasă. Plecarea mea, cât am făcut, 10 ore, nu mai știu, pe drum, eu tot am filmat așa din bucăți, să zic așa, câte 2, 3, 5, 7 Mi-a arătat minute. mie. Și glumeam cu câmpeana, cu prietenii mei, cu care am fost cu ei. Și vă pun filmarea aia doar cum glumeam cu câmpeana, cum spuneam că ne ducem peste tot în vizită și ne plimbam și o să vedeți vlogul. Dar ăsta, care este partea aia dureroasă, este de 10 minuțele sau 12, nu știu de câte vlogul, da, 10-12 minute, nu pot, prieten, să-l pun, pentru că plângeam, să vă zic așa, ca un copil mic. Și de acolo, când o să vă pun vlogul ăsta mai târziu, când o să fie bine, până nu aflu și eu exact ce și cum cu Lumina, credeți-mă dacă înțelegeți ce vreau să zic. Dacă văd niște lucruri înspre bine de Lumina, atunci o să vă pun Promit că vlogul o ăla. să vă pun, dar Promit acum din nu pot. suflet că tot ce vă promit eu și familia mea, mă țin de promisiune și de cuvânt. Doar că acum nu pot să pun vlogul ăla, filmarea aia, este prea dureros, credeți-mă, și nu sunt în stare să pun, pentru că vede o lume întreagă cum plângeam și eram disperat după alea 6 ore de convingere a Luminei și n-am reușit și eram disperat de viață, plângeam de nu știam de mine, eram disperat, tremuram și nu sunt în stare. Nu este frumos, adică nu că mi-e și rușine așa de lume, de toată lumea, de voi, de toată lumea care se uită, că avem prietenii noștri, fanii noștri. Și e prea dureros. Mai ales că mai este puțin până la Paști și nu vreau iar să apară iar discuții și iar probleme și alea pe vloguri și iar urățenie acum în postul Paștelui. Mai sunt 2-3 săptămâni, 3 săptămâni până la Paști, așa că vedem după Paște și vă promit eu că o să vă arăt, că de aia v-am zis pe vlogul ăla azi, care l-am pus, că mai decupez și mai șterg din el, adică lucrurile care nu îmi stă în caracter să le pun, înțelegeți? Că eram disperat. Dar vă promit că după Paște și poate atunci lucrurile se mai îndreaptă față de familie, de, să zic și de Lumina, să zic așa, că poate niciodată nu-i târziu și poate că va veni bine și vor veni vești bune. Înțelegeți ce vreau să zic? Și nu vreau să stric ceva acum în postul Paștelui și să vorbească lumea și alea. Mai bine, aveți încredere în mine. De asta vorbesc acum. Acum este recent, acum filmarea asta, care leg lângă vlogul ăla, care glumeam cu câmpeana și cu prietenii mei. Tot drumul cât am mers până la destinația Luminei, tot drumul,
A fost așa o bucurie, nu știu cum să vă zic, eram bucuros, credeam că mi-aduc fata înapoi, înțelegeți ce zic? Și glumeam, am oprit la benzinării, la restaurante, mâncam, beam cafele, că vă dați seama, într-o 1500 de kilometri cât a fost până acolo, am oprit, cred că de foarte multe ori, să zic așa, opream din 2-200 de kilometri și opream. Toată noaptea, am mers o zi și chiar și toată noaptea am ajuns la 4 dimineața acolo. Și eram fericit, eram bucuros. O să vedeți filmarea, că de aia și glumeam cu prietenii mei și cu Câmpeana, ca să nu simțim drumul și oboseala. Înțelegeți ce vreau să vă zic? De asta glumeam mai cu șoferul, mai ne schimbam, ca să nu simțim drumul și oboseala. Și, dar vă rog eu din suflet să nu vă supărați pe mine și dacă înțelegeți cam ce ar fi în filmarea aia și nu pot să o pun. Dar, după Paște, să dea Dumnezeu să fie bine în familia noastră, în familia noastră, să zic așa, poate o fi bine. Și atunci o să vedeți, nu știu, filmarea aia zâmbind așa frumos, nu cu tristețe. Că acum e tristețe și nu vreau să apară discuții. Înțelegeți, nu? Că e mai bine așa. Mai ales că mai avem puțin până la Paște. Vă rog eu din suflet, nu vă supărați sau să credeți, să spuneți ceva că v-am mințit. Oricum, voi vă lăsați părerile și imaginea către mine, către familia mea, ce simțiți voi. Dar oamenii care ne iubesc și care ne susțin și sunt alături de noi, înțeleg lucrul ăsta. Și voi, prieteni care mai dați un mesaj urât, și voi o să înțelegeți într-o zi. Și vă rog din suflet să nu vă supărați. Vă rog și scrieți acolo părerile voastre, dacă înțelegeți ce vreau să vă zic. Este mai bine așa, am stat eu și m-am gândit acum cu Peana că chiar am zis să pun filmarea la ora 8 fix, așa cum v-am promis. Prieteni, să vă dea Dumnezeu liniște, sănătate, multe bucurii, mai ales acum în postul Paștelui, să ne mândrim, să fim mai blânzi, mai oameni, cu o inimă mai bună, să ne mai schimbăm așa, haide să vedem, să fim în bine, să fim cu toții bine, în bine, adică să nu mai fim răutăcioși unul pe altul, pentru că în perioada asta, în postul Paștelui, așa trebuie să fim, dar nu trebuie să fim de fiecare dată așa, mai ales acum în postul Paștelui. Haideți să facem să venim cu ceva frumos, să venim cu ceva ca să vadă Dumnezeu, adică să facem un bine la lume, să facem, să ajutăm, să facem orice, să facem bine pentru că așa trebuie. Bine, prieteni, vă mulțumesc din suflet și vă rog să nu vă supărați încă o dată, să nu vă supărați pe mine. Vă rog din sufletul meu. Vă pup și vă iubesc și multă sănătate și să ne auzim mâine pe alt vlog și acolo vă povestesc și mai multe. Dar acum vreau să văd părerile voastre și să-mi scrieți și dacă înțelegeți mesajul ăsta de nu vreau să pun pe ăla. Înțelegeți? Vă pun doar filmarea aia care, cum v-am povestit. Vă mulțumesc și o seară frumoasă vă doresc. Vă pup. Unde ești, Câmpeană? Ia zi. La Budapesta. Ești la Budapesta, Câmpeană. Da. Uite. Suntem la capitala Ungariei. Capitala Ungariei. În vacanță. În vacanță, Câmpeană? Da, la vacanță. Uite de aici, indicator. Rămâi pe partea dreaptă la bifurcație pentru a nu părăsi meseră. Vezi, Câmpeană, asta e plimbarea ta, uite, Budapesta. Și unde vrei să mergi? La Moș. Cum la Moș? La Moș, n-ai zis să fac bani. Da? Da. Să angajezi. Te angajezi, ia? Da, păi văd eu ce fac cu Moș, mă angajez. Mergem direct în Franța, la Cristi Bancomat. La Grenoble. Da, acolo. Acolo unde a avut și Maheru accident.
Da. Suntem acolo. Suntem aici toți, toată lumea. Munte, zona de munte. Doar se aude. Peste 600 de metri, rămâi pe partea stângă la bifurcație, urmează indicatoarele pentru pe un ochior. Da, uite Dănuțul unde am venit. La Budapesta. Vezi, Dănuțule, unde am ajuns? Vezi, ne oprim pe maică ta. La Budapesta. Ne ducem în Franța, mai avem mult de mers, Cristi, avem încă 2000. Cât mai avem? Mai avem 2000 de kilometri de la Strehaia până la Grenoble. Da? Acum suntem în Budapesta, în Ungaria. După aia urmează Austria, după Austria Italia și din Italia Franța. Da. Bun, hai că filmăm așa pe părți, din fiecare oraș. Și dacă ne enervăm, ajungem și în Spania. Da. Noi avem de colindat. Eu vreau în Dubai. Până la locul de muncă mai avem 700 de kilometri de aici. Da. Ia o ce spune Cristi, mai avem 700 de kilometri până la locul de muncă. Mergi cu avionul? Nu mă vreau să merg. Să ne întâlnim cu patronul. Da. Ne întâlnim cu patronul, a? De face angajările. Hai să facem cunoștință. Să mergem în Germania pentru câteva luni să ne angajăm. El e Cristi, prietenul meu? Să ne angajăm. O sală, prieteni. El e Cristi Bancomat, prietenul meu. Bun, prieten. Ce? Eu sunt Cimpeana. Domnul Cimpeana. Și eu aici. Sănătate. Și eu o să fii sănătoși toată familia. Așa, ce să mai zice, mai găsit în România că nu deranjăm șoferul. Cunoști când a sunat patronul, face contractele mâine, luni, data de... Mâine, 2 februarie 2023, la orele 11, așteptăm contract de muncă la PPD. Da, haide să spunem mai exact. Deci, pachetat colete. Mâine avem o întâlnire cu un german, că vrem să mergem la muncă și vrem să ne angajăm la DPD. Și avem întâlnire mâine la ora 10, ca să mergem la muncă. Avem 15 euro la oră. No, 9 ne dă 20. Și 9 ne dă 20. Am înțeles că este și altă echipă acolo, dar nu mai este cunoaștem. Mai este o echipă acolo la de hotel români. Care de români care ne așteaptă. Mai sunt 4 persoane, nu dăm nume, o să vedeți pe parcurs, că oricum facem pe părți așa filmulețele astea. Am și este tot din Strehaia. Tot din Strehaia, dar lor le dă patronul 15 euro pe oră, nouă ne dă 20, că noi suntem șefii ăia mari. Nu suntem șefi, avem ba, da. Responsabilitate de dimineața, putem oamenii prezenți, semnăm acolo câte ore stau la lucru și uite așa că mai ne lipim cine de 5 ore, 5 da. Euro plus de, la oră, asta e, fiecare cu ce poate, știi? Ne oferă cazare de 5 stele. Iau, cazare de 5 stele. Prieteni, este prima oară care ieși un peste hotare, să zic așa. Dar n-a ieșit fără câmpeană. N-am fost niciodată și vedeți, oameni buni, că eu acum am ieșit cu câmpeană și vedeți ce plimbare. Unde o duc eu pe câmpeană, unde n-am fost nici eu niciodată. Uite câmpeană, ce frumoasă benzinărie, uite benzinăriile mall, uite McDonald's, uite deja restaurant. Deja dar dacă nu mă duceam... Păi nu aici, lasă cu peana, avem mult de mers. Trecem așa, Austria, după aia Germania. Ce vine după Germania? Vine... Franța, după aia Italia. Uite așa, călătorim timp de o lună de zile, mergem peste tot. Și la muncă și peste tot. Dar noi mergem la muncă câte o zi. O zi din fiecare oraș și o zi mergem în Germania. Mergem pe la Londra să o vizităm pe Livia de la Londra. Da, iauzi, Cristi. Da. Face și Livia o vizită la Londra. Cine este Livia? Spune soția ca să știi. Soția mea. Soția lui da. Cristi. Doamne, o să venim. Este în Londra, mergem da. Și la Londra. Bancomatul de la Franța a plecat de 2 săptămâni. Venim și acolo, mergem. Cred că mai durează. Nu se vede că noaptea nu mai aprinde. La bancomat în Franța și uite ce. Și mergem și la Cristi, la Cristi Bancomat în Franța. Și vedem, uite așa, timp de o lună de zile. În holiday de primăvară așa. Da. Problema e să nu ne se expiră buletinele. Atât, în rest, suntem bine. Până avem 2026 avem bani, mergem la muncă, unde lucrăm, câștigăm un ban.
cheltuim banii, iar o luăm cu munca, iar cheltuim banii și uite așa. Da, bun, haideți că mai revenim și din alt oraș. Acum suntem la Budapesta. Revenim cu vlogul din Austria.